Salutare! Sunt Tomaie și astăzi vom discuta despre sistemul militar din perioada medievală în țările române. Acesta era format în principal din două elemente, oastea cea mare și oastea cea mică. Oastea cea mare era compusă din toți bărbații liberi care puteau folosi armele, în timp ce oastea cea mică avea un caracter de permanență și era formată din ostași din aparatul domnului sau din cei care îi slujeau pe boieri. Mercenarii au început să fie cooptați în oastea cea mică, încă din timpul domniilor lui Mircea cel Bătrân și Vlad Țepeș. Oștile principatelor române erau compuse în secolul XV în general din 40.000 de soldați în Moldova și țara românească și 20.000 de oameni în Transilvania. Structura pe arme a oștirilor române cuprindea pedestrina, cavaleria și artileria. Domnitorii alegeau momentele oportune și încercau să ia prin surprindere armata adversă, atacând flancurile și spatele oștirilor dușmani, ceea ce a dus la victorii în bătăliile de la Vaslui, 1475, Baia, 1476 sau Codri-Cosminului, 1496. Cetățile de asemenea aveau un rol important în campaniile de apărare, iar garnizoana era cea care apăra cetățile până când armata venea în sprijin. Domnitorii români recurgeau la diverse tactici pentru a ieși învingători din bătăliile repurtate, precum păjorirea pământului sau otrăvirea fântânilor de care cu toții am auzit din cărțile de istorie. Dar mai multe citește pe romaniamisterioasa.ro. Cu bine!